Bună ziua! Așadar, nici măcar marele mincinos Victor Ponta nu poate învinge adevărul. Suntem 18 milioane de alegători în România. Biroul Electoral Central a ajuns în mod oficial la această cifră. Domnul Ponta a ajuns la cea mai mare rușine pe care o poate trăi un român în fața românilor. Ponta este omul care a provocat calvarul prin care a trecut toată națiunea română astăvară, atunci când a falsificat, a declarat tot timpul că suntem mai puțini, cu 2 milioane, cu 3 milioane, cu 4 milioane, ștergând din drepturi și de pe hartă milioane de oameni care nu i-au greșit cu nimic. Pentru asta, Victor Ponta trebuie să demisioneze chiar astăzi. Un om care își permite să falsifice numărul românilor, să-și bată joc luni de zile de oameni care nu i-au greșit cu nimic, trebuie să plece. Victor Ponta nu este un prim-ministru, Victor Ponta este primul adversar al românilor. Ministerul de Interne poartă de asemenea o răspundere gravă, pentru că aceste date nu trebuiau să ajungă de la Biroul Electoral Central după presiunile societății civile, numai prin presiunile Alianței România Democrată și a tuturor românilor care voiau să știe cât suntem. Aceste date trebuiau să fie prezentate, sistematizate de Ministerul de Interne. Așadar, și Ministrul de Interne trebuie să-l urmeze pe domnul Ponta, în șomaj. E o rușine. A ajuns o umilință să trăiești în România sub un guvern condus de USL, sub un guvern care produce doar șomaj și minciună și ură împotriva Europei și împotriva intereselor României. Mai știm ceva înainte de alegeri. Și cred că vă pot vorbi cu toată sinceritatea. Nu sunt un politician cu vechime. Adevărat, sunt membru unui partid, Partidul Democrat Liberal, al unei alianțe, Alianța România Dreaptă, dar rămân ce am fost înainte de politică. Un om care crede că poate face ceva și că se poate face ceva în această țară. Un om care refuză să se blazeze oricât ar fi de tentat. Și de asta o spun deschis. Ne îndreptăm spre alegeri știind că mulți, foarte mulți români, sunt sătui și obosiți de politică. Știind că pentru mulți români, partidele și politicienii sunt toți o apă și un pământ. Știind că pentru mulți români, partidele sunt o dezamăgire. Știind că mulți români ne bănuiesc de blaturi. Poate e așa. Dar ce va conta cu adevărat duminică e altceva. Va conta dacă alegătorii vor arăta că ei nu sunt toți o apă și un pământ. Dacă vor arăta că printre ei sunt destui români care vor ieși să-și apere drepturile de oameni normali și civilizați. Adică să se apere de uraganul anti-european și anti-românesc dezlănțuit de USL. Cine iese la vot duminică împotriva USL, nu iese pentru a face un cadou ARD-ului sau mie sau PDL-ului. Nu. Iese pentru a-și apăra dreptul de circulație liberă în Europa, pentru a-și apăra subvențiile agricole europene, bursele studențești în Europa, locurile de muncă din țară și din afara țării. Dreptul la muncă în întreprinderi private sau de stat. Duminică va conta, de asemenea, dacă alegătorii vor să facă sau nu blat cu un viitor negru și lung. Pentru că asta este USL, un viitor negru și lung. O prăpastie în care ne așteaptă doar minciunile lui Victor Ponta. Asta și numai asta îi poate uni pe muncitorii uitați de la Oltchim cu tinerii campioni ai netului, pe țăranii cu gospodării mici, cu angajații companiilor multinaționale. Asta îi face pe toți români și tot asta îi face europeni. Pe 9 decembrie, alegătorii pot fi toți o apă românească și un pământ european. Duminică, alegătorii români, acum nehotărâți sau dezamăgiți, pot face un pas uriaș pentru România. Pasul care îi duce din fața televizoarelor în fața urnei de vot. Pasul care îi duce de la masa de scris
și de la computer în cabina de vot. Pasul care îi duce din bibliotecă sau din sălile de ședință în secțiile de vot. Toți știu că acest pas trebuie făcut. Pentru că toți știu că țara lor e mult prea importantă pentru a fi condusă de grupul infracțional USL și de grupul infracțional al televiziunilor USL. Am trecut prin 7 luni fără pereche. 7 luni de întuneric, minciună și glume cinice ale unui prim-ministru care e el însuși o glumă cinică. Aceste 7 luni nu pot fi uitate și nu trebuie repetate. Aceste 7 luni pot fi curmate. Duminică. Chiar dacă guvernul a falsificat în vară cifra oficială a alegătorilor de pe liste, alegătorii de pe liste pot refuza să dea un nou mandat celor ce au făcut din numărul alegătorilor români o cacealmă și din alegeri un comentariu la sondaje. Am spus-o de atâtea ori, USL va scoate România din UE. Duminică, alegătorii care nu vor asta, intelectualii, studenții, tinerii creatori, oamenii de afaceri și țăranii care cred în viitorul pământului lor, pot face ceva și mai important. Pot ține Europa în România. Din fiecare vot împotriva USL, se poate naște puterea care ferește România de degradare, de o viață meschină, săracă și mincinoasă. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, la dispoziție. Da, nu v-am auzit bine, dacă puteți să vedea. Bun, e o diferență, asta probabil că poate fi explicată sociologic. Dar problema nu sunt cei 44.000 diferență față de referendum. Problema sunt cele 3-4 milioane diferență față de tâmpeniile și de nenorocirile pe care le-a susținut Ponta împreună cu echipa lui astăvară. Când a tăvărit o țară întreagă în noroi, în nervi, declarând că suntem 12 milioane, 13 milioane. Ce spunea cu domnul Ponta? Prin urmare, asta e partea mai importantă a întrebării și la asta trebuie să răspundă domnul Ponta. Da, Dan Helciug e un nobod și chestiunea Helciug este absolut lipsă de importanță. No comment. Nu mă interesează Dan Helciug sub nicio formă. Nu mă interesează. Pe dumneavoastră vă interesează Dan Helciug? Vom organiza o conferință de presă specială cu dumneavoastră, atât, pe tema Dan Helciug. Mulțumesc. Da, la ce oră doriți? Acum nu se poate. Discutăm despre un guvern care își înșală poporul, da? Cu câteva milioane de oameni, da? Și despre o zi care poate schimba, vorbesc de duminică. Știți că duminică au loc alegeri. Pe 9, de dimineață încep. O zi care poate schimba cursul istoric al României. În ce privește pe Dan Helciug, v-am spus, aveți răbdare, o să se lămurească, nu facem acum discuții despre Dan Helciu. Ce se va întâmpla după alegeri? După alegeri se va forma guvernul. Cu ce? Cu? Forța civică. Da, forța civică nu e niciun pericol. E o forță civică și foarte activă în Alianța România Dreaptă. Aveți semnale că s-ar putea să se întâmple ceva cu ei? Eu n-am auzit. Alianța România Dreaptă va suferi o transformare profundă și anume va rămâne Alianța România Dreaptă. Vă gândiți cumva să faceți o alianță cu Dan Popescu? Nu ne putem gândi la așa ceva, avem treburi mult mai serioase. Adică ne gândim la ziua de duminică, repet, duminică au loc alegeri. Și, Doamne ferește, nu e vina noastră, dar există un curent pe care domnul Ponta văd că l-a împins cu oarecare succes, o tendință de a provoca discuții despre ce va fi, sărind peste alegeri, care oricum noi așa au fost lămurite de sondaje de opinie. Noi nu mai avem nevoie de fapt de alegeri. Domnul Ponta și socialiștii lui, în buna lor tradiție, au o mare problemă cu alegeri. Nu le plac alegerile, da? Mai ales că știu că pierd mereu.
Și în general nu le place consultarea democratică, nu le place democrația. Da? Și atunci au inventat această mascaradă care spune, de fiecare dată înainte de alegeri, priviți, avem 38 de sondaje de la cele 38 de case de sondaj care au apărut în ultima săptămână și care ne dau procente modeste, între 60 și 80%. Ăsta e sportul cu care se ocupă ei înainte de alegeri, de fiecare dată. Bineînțeles, nimeni nu-și mai aduce aminte că aceste celebre case de sondaj au dat o bară cu 10%, cu 12%, cu 5%, fiecare după capacitatea lui. Prin urmare, miza pentru ei sunt sondajele, nu alegerile. Păi ei nu interesează alegerile. De aia au și-a reușit să adreseze un document grotesc liderilor Uniunii Europene ieri, în care spun lucrul următor. Rezum fără să denaturez. Dat fiind faptul, sau nu, în România casele de sondaj dau USL-ului între 58 și 62% și cu toate astea președintele Băsescu nu vrea să numească pe Ponta. Prin urmare, în logica lor, prin sondaje de opinie se poate stabili nu numai partidul care câștigă alegerile, dar și cine e prim-ministru. Un pas înainte ar fi să se stabilească și cine va fi ministru pe ce minister. Ar fi fost foarte interesant dacă făcea un sondaj de opinie să ne spună și ce cred despre Olchim românii și ce cred despre insultele și instigările la ură împotriva Uniunii Europene dirijate magistrat de domnul Ponta. Nu, noi ne batem pentru alegeri corecte. Dar un guvern care pornește programatic de la intenția de a ascunde numărul real de alegători și e silit până la urmă să-l dea, nu poate fi un guvern care pornește cinstit cu bune intenții la alegeri. Cred că aici putem fi toți de acord, indiferent dacă suntem de stânga, de dreapta, de centru. Asta este limpede. Așa ceva nu s-a pomenit în Uniunea Europeană, un guvern care pornește la alegeri încercând să ascundă numărul alegătorilor din propria lui țară. Deci, de ce ne-am aștepta la un comportament corect? Doi, ați văzut poate ieri care e situația în vestitul județ Teleorman, acolo unde nu e așa, domnul Dragnea se îngrijește de democrație mai vârtos ca de o floare. Președinții de secții de votare sunt în proporție de 75%. Angajații ai domnului Dragnea, subordonați ai administrației locale USL, dominată de USL, rude, soții, prieteni, amici, nași, ba chiar și câțiva anchetați penal în urma isprăvilor de la referendum. Punem asta cap la cap și cred că e limpede cu cine avem de-a face și cu ce se pregătesc, cu ce se pregătește grupul infracțional cunoscut sub numele de USL pentru alegerile de duminică. Vă mulțumesc foarte mult și...